De la Gazeta Brașovului suntem. Vreau să știu, aveți cunoștință despre vreun proiect inițiat și finalizat de către primarul Alen Coliban în acești 4 ani de mandat? Nu știu ce să da. Toată lumea spune că a fost un primar foarte slab. Slab. Deci a făcut ce a făcut, dar nu. Ca scripcarul, n-am făcut niciun. Părerea mea. Acum rămân la alegeri. Ce va fi, dar nu. Nu-i dau șansă Coliban. Eu, părere, nu-i dau șansă. Îi dau șansă lui Scripcaru și Veștea, cu terminat aeroportul. Și numai el a fost cu finalul, cu sarcini. Și mă bucur că mi-a venit copiii din Anglia la Gembaf cu avionul. Că mergea până la Otopeni și de la Otopeni mai făcea o 3-4 ore din București. Cum să vă spun, n-am nicio informație precum că ar fi făcut ceva. În cei 4 ani. Aveți cunoștință despre vreun proiect inițiat și finalizat de către primarul Alen Coliban? Finalizate nu sunt niciun. Nu e, eu nu știu nimic finalizat. Proiectele lui, nu știu dacă sunteți de la același partid cu domnul Coliban la USR, dar eu n-am nevoie să-l laud, dar n-am făcut nimic. N-am nevoie să-l laud, n-am făcut nimic în Brașov. Am văzut că s-a dat în folosință, a fost parcul din Răcădău. De la iepure, da. Cine l-a început și cum a fost ca și proiect, nu știu să vă spun. Cam puține lucruri. Locuiți în cartier, aici, în zonă? În zona Uzinei 2. S-a îmbunătățit ceva în cartierul acela? Nu. În ultimii 4 ani? Nu, nu. Nu, eu n-am observat. Vă întreb, aveți cunoștință despre vreun proiect inițiat și finalizat de către primarul Alen Coliban în cei 4 ani de mandat? După părerea dumneavoastră. Băiatul nu cred că a făcut, nici nu a avut proiecte și nici nu a făcut nimic. Acum, spre sfârșit de mandat, s-a apucat să facă între blocuri aici o zonă verde, o alee lată de intri cu mașina pe ea, deci dintr-un parc îl transformăm în pietre și a asfaltat această parte, această porțiune care este de la magazinul Vodafone, spre acest magazin Bila. Asta este tot ceea ce eu am văzut la primarul Alen Coliban.